De ce trebuie să votez PSD-ul? Că tot n-am înțeles ce ofertă are. Dar nu mai încerca să provoci lumea. Astăzi am întrerupt toate antenele. Niște nemernici. Vreau să mă informez, sunt cetățean european, vreau să știu de ce trebuie să votez PSD-ul. Astăzi am întrerupt toate antenele. Niște nemernici. De ce le-au întrerupt, doamnă? De ce, de deștept ce sunteți? Păi a fost impli... Ia uite. A fost la eu am luat-o pe aia la bătaie, doamnă, ce ziceți? Nu ai luat-o tu, dă-te. Nu mă atingeți. Te rog să faci un material, uite, filmează aici așa un material și nu mai încerca să provoci lumea. Eu nu provoc, vorbesc cu dumneavoastră. De ce trebuie, să votez PSD-ul? Dacă vrei să votezi sau nu. De ce trebuie să votez PSD-ul? Că tot n-am înțeles ce ofertă are. Ia, pe toți, hai, bagă-i pe toți aici. Vreau să văd doamnele de la partid, trebuie să mă convingă de ce trebuie să votez. Păi nu cred. Trebuie să te convingi singur, da? De ce trebuie să-l votez pe domnul Sorin Moise, de exemplu? Care e planul dumnealui pentru a mă ajuta în Europa, pentru a mă apăra la Bruxelles, așa cum spune mesajul campaniei? De ce nu te duci tu acolo să ne reprezinți dacă ești deștept așa? Păi da, dar dacă vreau să votez PSD-ul, aș vrea să știu de ce, că sincer, aș vrea să votez o ofertă serioasă. Prezentați-l că e bolnav, că tremură, de fapt. De ce să tremure? Nu tremură. E, nu tremură, e un tremură. Are o spasmofilie. Și merge să vedem cine e. Și dacă n-aș fi reporter, atunci care ar fi problema? Oamenii normali nu au dreptul să-și folosească dispozitivele pentru a filma pe domeniul public? Nu? Îmi puteți preciza conform cărei lege ar fi interzis asta? Diploma ai cumpărat-o, băiatule? Desigur, doamnă. Bravo. Cu foarte, cu foarte mulți bani. Facultatea ai făcut-o pe... Acum, nu, acum. Păi și acum nu mai e Băsescu, doamnă? S-a mutat pe stângul acum. Lasă, măi, băiatule, că știm noi despre ce vorbim. Ce ofertă are doamna Daciana Sârbu? Nu vreți să-mi răspundeți? Da. De ce nu doriți să informați un cetățean al României? Pe domeniul public am voie să filmez. Piațeta asta e plătită și din banii mei. De ce vii aici să faci atmosferă? Păi nu, am venit și am întrebat pe doamnele ceva. Dumneavoastră, v-ați băgat în seamă. Și eu te-am spus, nu te rușine. E normal să filmezi și să mă informezi într-o campanie Europa League. Nu te rușine, mă, auzi, plimbă mâinile alea cum vrea el. De ce apar foarte mult domnul primar de sector Negoiță și domnul premier Ponta mai mult decât candidații? În tot sectorul 3 este împânzit de banere imense cu Robert Negoiță. Dânsul candidează cumva la europarlamentare și nu am aflat. Mă uitam în comparație cu celelalte partide. La dumneavoastră cine candidează? Că nu-mi dau seama. Candidează Stema Muntenie. Scrie peste tot USL trăiește. De ce insistați cu această campanie de dezinformare? În țară, PNL-ul și cu PSD-ul sunt încă împreună, măi băiatule. Da, puteți spune în ce localități? În toate. În toate? Da. Doamne, astăzi vreau să zic că sunteți mai informate decât activistele de la masă. Lămuriri de la reprezentanții PSD aflați în București referitor la candidații la europarlamentare, reprezentanții partidului de la putere au refuzat să intre în dialog.